Prețul petrolului a ajuns la un minim al ultimelor 7 săptămâni pe fondul scăderii cererii mondiale de carburanți. Cotațiile barilului au scăzut cu peste 8% în decurs de o lună. Scăderile se simt și la pompă, însă doar pentru motorina care a înregistrat 5 ieftiniri consecutive. Este semnul că economia mondială este sub așteptări. Așteptările pesimiste privind creșterea economică a Statelor Unite și de reducerea dobânzii de referință au dus la o scădere a cotațiilor barilului de petrol. Contractele pentru petrolul Brent cu livrare în iulie au înregistrat o scădere de 1% într-o singură zi și de peste 8% în decurs de o lună. Sunt cele mai scăzute niveluri din 12 martie până în prezent. Ele se plasează în teritoriul supravândut, situație cu care nu ne-am confruntat de la finalul anului trecut.